Beculețele de la Târgul de Crăciun consumă cât 12 calorifere și ne permitem, spune primarul Craiovei Ilia Olguța Vasilescu, a făcut această declarație la News Magazine. Consumă foarte puțin, este vorba de aproximativ prețul pe care l-ar consuma 12 calorifere care s-ar afla în priză în acel moment. Nu v-a sunat ministrul energiei să vă reproșeze că faceți risipă? Și dați un exemplu prost? Nu m-a sunat nimeni și indiferent cine m-ar fi sunat, atâta timp cât a fost o decizie luată aceea de a intra din nou în competiția pentru cel mai frumos târg de Crăciun. Anul trecut am reușit să ne clasăm pe locul 6 în Europa. Deci indiferent cine ar fi sunat, aș fi spus același lucru. Noi facem târg de Crăciun. L-am făcut într-adevăr cu câteva zile mai devreme decât în mod normal, adică înainte de data de 15, când se depun candidaturile pentru cel mai frumos târg de Crăciun. Și am avut fotografii anul trecut, atunci când am depus candidatura, care erau realizate cu un an înainte. De data aceasta am vrut, tocmai pentru că știam că vom avea un iluminat de sărbători spectaculos, ca să fie fotografiile de anul acesta. Este motivul pentru care am început mai devreme cu câteva zile, dar oricum, așa cum vă spuneam, municipalitatea nu cheltuiește bani, municipalitatea câștigă, pentru că toate acele chioșcuri care sunt pe domeniul public plătesc taxă de ocupare a domeniului public la primăria municipiului Craiova. Deci și dacă este o diferență de factură între ceea ce înseamnă iluminatul public în mod normal și ceea ce înseamnă completat cu cel de sărbători, automat aceasta este acoperită din costurile pe care noi le luăm de la comercianți.